Există în continuare șoferi care sfidează bunul simț. Un telespectator ne-a trimis imagini în care se pot observa mai multe autoturisme parcate pe trotuarul de pe calea poplăcii. Telespectatorul se întreabă pe unde trec pietonii mamele cu cărucioare, spunând totodată că proprietarii acestor autoturisme preferă să le parcheze în fața porților, deși au curți sau parcări amenajate recent pe calea poplăcii. Vă reamintim, dacă aveți imagini care pot deveni subiect de știre, le puteți trimite pe adresa noastră de e-mail sibiu.arondantaneonu.ro, iar noi le vom difuza.